Ce e aici, zestre? Acum este prima zi de Crăciun pe stil vechi. Dani își face dușul de dimineață. Alo, bună ziua, domnul Sergiu. Dani și Diana de la bilet de vacanță suntem. Cred că un pic am greșit noi drumul, că... E nebunie. Hai, mulțumim tare mult să fim sănătoși, mulțumim că ne-ați primit. Mulțumim de invitație. Eu pasă să vă fac o mâncare. Uitați-și cât de multe feluri de mâncare sunt la masă, deci nu pot să cred. Unul cu fără două destine. Soc șernic. Ce fapta este? Am pornit ca să vestim nașterea din Biflaim. Să știți că am băut la rachiu de... Despre mă întreb cum de vă mai vorbesc. Despre țuică ce ne spui, Diana? Cât te fac? Deschideți și lumina. E la lumina lumină. Wow! E foarte frumoasă camera. Chiar este rustică. Foarte frumoasă. Da. Și ce covor. Și o ladă de zestre. O ladă de zestre. Deschide un pic. E ceva în ea? Să vedem, Diana. Ce e aici, zestre? E goală. Cam goală ladă de zestre. Wow! Haideți să vă spunem ceva și în seara asta suntem pe data de, era zic pe data de 24, suntem pe data de 6, ajunul Crăciunului, am ajuns la o cazare super tradițională din Orheiul Vechi. Am prins foarte multă ceață până aici, a fost un drum destul de anevoios. Camera este superbă, vă arătăm mâine dimineață și vă facem un tur al ei. Da, am văzut că au și o curte superbă, am înțeles că Orheiul este unul dintre satele emblematice de aici, din Republica Moldova, satele tradiționale. O să vedem mâine mai multe de pe aici, pentru că o să ne plimbăm puțin. Micul dejun se servește între ora 10 și 12, e singurul loc în care... Cred că se servește micul dejun între 10 și 12. Noi e am pe ales... relaxare. E pe relaxare. Abia avem timp să lucrăm ceva mâine dimineață. Noi credeam că o să găsim niște tradiții prin zonă sau că lumea umblă la colindat, copiii, dar nici gând de așa ceva. N-am văzut, am mers pe străzile satelor până am ajuns aici, n-am văzut niciun copil cu care să meargă cu colindu sau așa, nu am văzut. N-am văzut oameni pe străzi, erau oameni adulți, doar 2-3 așa, dar puțin de tot. Oricum, deci... mâine este ziua de Crăciun și mâine ne vom întâlni cu localnici, cu oameni care trăiesc aici, care s-au născut în, nu în acest loc, dar într-un sat din Republica Moldova și abia așteptăm să ne întâlnim cu ei, să ne spună mai multe lucruri și până atunci o să mergem să luăm probabil cina sau să bem un pahar de vin în seara aceasta și... Așa, ca în ajunul Crăciunului. Ca în ajunul Crăciunului. Ne-a venit aici și mâncarea. Avem sandwich cu cașcaval, pastramă, foarte bun. Și din ce avem clătite cu brânză și se servesc cu smântână și practic sunt niște mini clătite care au în interior brânză, dar sunt gustoase. Ia uitați cam ce mini clătite, când spune Diana mini clătite, înseamnă că o clătită e cam atâtic așa și sunt foarte multe puse într-un... Nu e un bol, într-o... Cum se numește asta? Diana, ia spune, stai că vă arăt eu. Într-o ulcică. Vine așa în ulcica asta și de aici le iei, ți le pui în smântână și cam asta e. N-am mai mâncat niciodată, dar sunt foarte gustoase. Și sandwich-ul e acesta, e o pâine trasă în ou cu cașcaval, cu salată, cu o pastramă foarte bună, cafea și un mic platou cu gem și unt. Hai să vedem ce face Diana și de ce nu reușim să mai plecăm. Bună dimineața din cazarea noastră din Butuceni. Suntem în Orheiul Vechi, cel mai cunoscut sat al Moldovei, din ce știm noi. Acum este prima zi de Crăciun pe stil vechi. Am căutat un sat tradițional din Moldova, gândindu-ne că vom avea parte de multe tradiții, că, nu știu, vom găsi copii cu colinde specifice moldovenești sau orice, nu știu, orice. În schimb, nu s-a întâmplat
absolut nimic. Nu am găsit oamenii pe care îi căutam, n-am găsit tradițiile pe care le căutam, dar asta este. Încă mai avem timp, Diana, pentru că doar astăzi e Crăciunul și mergem în căutarea tradițiilor. Așa este. Astăzi vom face ceva și mai special, cred că, decât am făcut. Probabil aveam un pic cam multe așteptări, dar haideți să facem turul camerei și apoi mai vorbim. Am venit într-o casă tradițională, într-un resort tradițional din Republica Moldova, din satul Orhei, de fapt Butuceni, și arată super, deci chiar arată incredibil de frumos. Avem aici o ladă de zestre, de exemplu, care se și deschide și e foarte grea. E goară înăuntru, dar e foarte drăguță. Lasă, Diana, că punem noi, nu-i problemă. Cred că aici a existat un designer care a făcut lucrurile să fie perfecte, cumva, pentru că chiar totul este așezat la locul lui. Avem o terasă, o să vedeți și view-ul. Uitați-vă așa la detalii, candelabrul ăsta care e din metal, aceste torțe care sunt pe pereți. Peretele are un finisaj cumva rustic, foarte rustic, dar făcut cu intenție, iar marginile acestea de la birou și de la pat sunt cu motive tradiționale moldovenești. Hai să vă arăt și balconul, pentru că am avut și balcon la cameră. Cam așa era balconul și dădea exact în spre dealurile din zona aceasta. Uitați ce ușă este aici la intrare. Atât de frumos este designul ușii. Să vă arătăm și câteva lucruri din curte, să vedeți ce frumos e. Da, locul este de ce deosebit ca design, este fascinant cât de bine l-au făcut. Așa arată casa Vila Etnica de afară, e 100% tradițională și vă ducem puțin și în curte ca să vedeți un pic ce lucruri interesante sunt. Da, și albastrul ăsta pe care îl are este extrem de frumos. Are un gard din, uite Dani, gard din bețe, vezi? Bețe împletite, aceasta este poarta de intrare. Bine, de fapt se intră pe interior. Iar aici e parte de curte interioară. Hai să vedeți puțin ce detalii interesante sunt. Probabil că vara e foarte frumos aici când vremea e bună. Să stai aici la măsutele astea. Hai să vedem puțin cum se vede aici. După cum vedeți, gărduțul ăsta din lemn natural. Wow, uite, este și o ieșire direct la râu. Foarte frumos. Cât se coboară pe scările acestea și se ajunge direct la râu. Super drăguț. Aici puteți vedea și o parte din anexe, locuri de plimbare, loc de stat, de luat masa, tot felul de locuri. E un întreg complex. Ah, multe locuri de luat masa. Una peste alta, locul e foarte frumos, e tradițional. Și conferă așa un feeling aparte și sunt sigur că vara și primăvara e superbă să vii aici să te relaxezi, să stai pur și simplu și să te cobori la râu, să mai mănânci ceva, să mai bei un vin, mai socializezi cu oamenii dacă au chef să vorbească cu tine, depinde. Am ieșit puțin și să ne plimbăm, să vedem ce mai este pe aici prin sat, pentru că pare interesant. Practic, Orheiul Vechi în sine este o rezervație naturală. Este alcătuită din două localități tradiționale, Trebujeni, cred că așa se pronunță, și Butuceni. Noi suntem în Butuceni și mai există și Trebujeniu, care este la cam 3 km pe partea, peste râu, practic, aici este un... În mod normal nu poți să intri cu mașina aici. Mașina trebuie să o lași undeva la o parcare, dacă nu ai loc de cazare. Ideea este că n-am văzut parcare decât una singură și doar parcările pensiunilor, așa că... Da, probabil dacă nu ai loc de cazare, da, n-ai voie să... Da, deci dacă ai loc de cazare, majoritatea pensiunilor pare că au locurile lor de cazare. De parcare. De parcare, pardon. Însă, dacă nu, cred că ți-ar fi destul de greu să parchezi. Despre cazarea noastră ați văzut, e foarte frumoasă, însă mi s-a părut cumva așa că gazdele erau oarecum speriate, nu... Au vrut să interacționeze deloc, a fost un proces de cazare foarte steril, așa stiv, n-am înțeles exact de ce. Cert este că prețul a fost 380 de lei, parcă da, pe noapte cu mic dejun. Deci nu a fost un preț mic, dacă ar fi costat 180 de lei, aș fi zis că ok, asta e. Dar pentru prețul plătit mi s-ar fi părut frumos să fie mai ospitalier, adică un zâmbet măcar. Exact așa. Hai că mai au câteva lucruri de îmbunătățit, dar probabil sunt pe drumul cel bun, nu știu. Mult succes în continuare și
Mai vedem. Acum continuăm cu vizitarea părții acesteia din Butuceni. Butuceni. Am ajuns și la Eco Resort Butuceni. Din ce am înțeles aici, e un loc destul de frumos, însă nu am mai găsit locuri de cazare și noi ne-am trezit târziu. O, ne-am trezit foarte târziu, adică în ultimele 3 zile am vrut să rezervăm ceva. Însă cam toate locurile de cazare de aici sunt locuri de cazare tradiționale. Din ce am înțeles de la Sergiu, domnul la care vom merge astăzi să luăm masa de Crăciun sau ce vom face, nu știu exact, locul ăsta este pur turistic. Nu mai există locuitori aici sau foarte puțin locuitori care să stea pe termen lung. Deci vii pentru o experiență turistică în sine. Uitați aici ce fântână frumoasă cu Maria Gresie, cred că este acolo pictată. Are ce super. Luna și soarele. Și doi butuci. Uitați ce albastru frumos este aici. Da, foarte fain. Se aud și gâsculițe de aici. Aici este de asemenea un... este o expoziție. Da, probabil că pe perioada verii în special. Dar din nou dăm de albastrul superb. Per total, așa, ca impresie, există și case tradiționale, există și case mai moderne, deci nu este pur tradițional. Vrei să spui ceva? Da, e o combinație, dar noi nici măcar nu știm în ce parte suntem. Adică, nu știm, probabil este o parte și mai interesantă decât aceasta în care am fost noi. Nu știm exact. Da. Ne scrieți voi în comentarii dacă am ratat ceva și când ne întoarcem. O să mergem. Cam așa arată o parte din case care nu au fost renovate, oarecum par destul de părăsite, dar sunt și o parte care sunt foarte frumos întreținute. Acoperișurile sunt din asbest și respectiv din lemn, așa e? Cum este cel care este în fața lui Dani acum și acesta pare că se renovează și o să arate incredibil de frumos. Iar anumite clădiri au pereții din piatră și anumite clădiri au pereți din lut, cred că. Bine, și cele renovate, nu știu din ce sunt, din BCA, probabil. Am plecat să mai explorăm puțin, mergem către o mănăstire și o biserică care se află aici. Ia vedeți ce drum este pe aici. Într-adevăr, e autentic totul. Cum e și a început un pic ploaia, am înțeles că va ninge în zilele care vine, însă momentan totul este moale și chiar te simți ca pe ulițele bunicilor. Cum e, Diana? Îți amintește de casă? Da, în trecut. Iar acum ne apropiem de... Ce este aici, Diana? Ce scrie pe Google? Wow, și uite o biserică acolo. Da, uite, Biserica Sfânta Maria, cred că aia din dreapta este. Iar aici cred că este cimitirul sau turnul? Uite că e clopotniță, se văd clopotele sus. E foarte tare cum e așa, drum din ăsta, din pământ. Cum era odată? Da, cum burnițează afară, așa e o... Nici nu plouă, dar e așa gri, iarnă din asta, autentică. De aici se vede tot satul. Începem să ne întrebăm ușor dacă oare chiar sărbătoresc Crăciunul pe 7, pentru că n-am văzut pe nimeni venind de la biserică. Sau poate am ieșit noi... Nu, n-am ieșit prea târziu. Nu e târziu, e ora 12, normal lumea cum ar trebui să iasă de la biserică, dar hai să vedem, e deschis, poate nu e deschis. Biserica. De deschisă e deschisă, însă nu pare că s-a vizitat astăzi biserica. Foarte frumoasă. Din păcate e închis astăzi la biserică. Ne spuseseră cei de la Sanchez Journey să venim la biserică în ziua de Crăciun. Oricum, dar nu știu unde. Da, e și târziu, dar probabil că nu a fost astăzi slujbă. Nu știu exact, nu este deloc lume pe aici, așa că mergem mai departe și cine știe ce ne mai rezervă ziua de astăzi. Tot uit aici la drum, Diana,
E o ploaie, dar tu ce spui? Vine ninsoare? Eu zic că vine. Ce frumos ar fi să prindem aici în Moldova și câteva zile ninsoare. Am înțeles că vremea se răcește. Da, am înțeles că până și în Chișinău o să ningă zilele viitoare, se răcește inițial și după aia chiar nice. Să vedem. Nici nu știm, noi nu știm unde mergem. Chiar trebuie să vorbim, să vedem unde mergem. Da, dăm un telefon persoanei care ne-a contactat din comunitatea de pe YouTube. Și o să facem o vizită unui localnic. Noi de asta suntem destul de încântați așa, pentru că când ești cu un localnic chiar reușești să afli mai multe lucruri și lucruri pe bune. Dani își face dușul de dimineață. Cam așa e în satele astea vechi, dar e frumoasă senzația. Trebuie să te oprești să-ți cureți ghetele, pentru că este noroi în sat. Așa a fost și pe vremuri. Cam așa se prezintă Trebujeniul. Mai sunt și câteva case tradiționale, dar în principiu, da, nu principiu e nu par foarte organizate lucrurile într-un anume fel. Mai e aici colo câte o cazare care chiar arată foarte interesant, așa, da, tradițional. Uitați cum este și cea din stânga pe lângă care trecem acum, dar pe total, ce să zic? Aici pare că într-adevăr stau oameni față de Butuceni, unde pare că este doar... Ia uite cum vine și o căruță de după colți. Da. Oameni fain. Am ajuns deja la capătul satului. Am zis să vă filmăm și vă o să vă arătăm puțin. Nu știu, păcate, spuneți plouă și voi. Și nu mai coborăm, pentru că nu vedem așa un loc înspre care să mergem. Da, oricum ar fi, spuneți și voi cum vi se pare. Adică din imaginile pe care le-am filmat, sunt imagini din tot, din ambele sate. Ce părere v-ați format despre locurile acestea? Și vă mai filmăm acum și pe întoarcere, pentru că drumul cred că se încheie. Uite, sunt niște rățuște acolo și niște gâște. Da, ești, parcă pare așa mai frumos, pui că trăiesc cu oameni, rural. Cumva e mai da. Rural, e mai interesant. Alo, bună ziua, domnul Sergiu, Dani și Diana de la Bilet de Vacanță suntem. Da, noi acum plecăm de aici de unde am fost, din zona Orheiului Vechi, și dacă nu vă deranjăm, venim să vă facem o vizită. Da, vă rog. Cum ești? Mergeți la Chișinău? Acum nu mai trebuie să trecem prin Chișinău, venim direct către dumneavoastră. Ce localitate trebuie să ajungem? Trebuie să ajungem și o localitate, Fârlădeni. Fârlădeni, da? Exact, dacă puteți prin WhatsApp, pe numărul acesta, cred că ar fi perfect. Bine. Bine, atunci vă trebuie locația, că ajutor să găsiți și dacă ceva nu vei. Sigur. Sigur, bine, mulțumim frumos, așteptăm locația, o zi frumoasă, la revedere. Cam așa arată drumul, deja am parcurs vreo 40 de kilometri. Drumul e într-o stare destul de proastă, deși e un drum principal. E ceață, e destul de urât afară și ne îndreptăm către Tiraspol, către Transnistria. Și acum ne uitam că în Tiraspol majoritatea populației este rusă, 44% din ce am văzut pe Wikipedia. În rest sunt ucrainieni și moldoveni foarte puțin, un 11%. Deci se pare că Transnistria e populație preponderent rusă. Chiar o să întrebăm. Da. O să-l întrebăm pe Sergiu când ajungem, să vedem exact ce știu ei, că noi nu știm foarte multe. Nu știm foarte multe, dar probabil știți și voi că zona aceasta de Tiraspol, de Transnistria, este foarte contestată. Și... este o zonă care nu este recunoscută decât de câteva state anonime care se află în aceeași situație ca și Transnistria. Deci, practic, face parte din Moldova în sine. Cred că un pic am greșit noi drumul, că... e nebunie. Hai să vedem, îl sunăm. Sperăm să și putem să ieșim, că drumul e foarte, are niște cratere în el. Ei, Diana, dar tu știi că noi nu rămânem împotmoliți niciodată. În cele din urmă am ajuns în casa unor oameni gospodari și deosebiți, iar ziua aceasta a fost pentru noi una memorabilă. Am fost primiți la masa lor cu brațele deschise, le-am cunoscut familia, am râs, am povestit, am băut și am mâncat bucate alese cum numai Moldova se face. Suntem recunoscători pentru tot ce a urmat, iar pentru noi aici a început cu adevărat Crăciunul pe stil vechi. De frisuri, de frisuri.
papion și vănuț. Zi sănătoși, bine și la anul. La revedere! La revedere! Cu o zi înainte, eu încep chiar cum să-ți spun, ies, eu toată ziua am făcut mâncare, până noapte, da? Undeva la ora de 4 și mama de-a noastră, eu îmi zic, tu te-ai scurat din somn, dar eu nici m-am culcat. Alții se gătesc poate înainte, la noi obicei e așa. Deci totul se gătește în ajunul Crăciunului. Da, da. Da. La noi orice casă mea. De corpul meu. Am înțeles. Deci hai ca să vă spun un pic, noi acum am ajuns și suntem tot așa cu gura căscată și ne uităm mirați de oamenii ăștia pentru că, uitați, deja am primit ceva de băut pentru că, cum să vă spun, tradițiile aici sunt complet diferite de tot ce am cunoscut noi până acum. Oamenii sunt foarte primitori, vă spunem sincer și probabil ei nici nu știu, noi am avut emoții, că nu știam unde venim și tot timpul când te duci la cineva într-o casă nouă, nu știi, mă, oarecum or fi, oarecum te-or primi... Dar vă spun, toată lumea cu zâmbetul pe buze ne-au pus direct la masă. Oamenii o să vă arate, Diana, cam câte feluri de mâncare s-au gătit aici și totul s-a gătit în ajun. Adică ieri au început să gătească, au gătit și azi noapte. Da. Și practic nu mai avem loc de masă și masa are așa cam vreo 2 metri pătrați. Acum e clar că noi doar o să reușim să gustăm. O să încercăm să vă spunem și vouă câteva lucruri, dar în același timp vrem și noi să ne bucurăm de oamenii ăștia frumoși și de toată experiența pe care o să o trăim aici. În contrast cu ce am trăit, să spunem, ieri ne ajun, pentru că nu am venit printre localnici. Asta, de fapt, a fost problema, să spun așa. Uitați aici cât de multe feluri de mâncare sunt la masă, deci nu pot să cred, n-am văzut niciodată. Cam așa e tradițional. O să le și întrebăm exact ce e fiecare, că nici nu le știu unele din ele. Samahon. Samahon. Deci aici este țuică, rachiu, samahon. Adică făcut singur. Samagon, adică singur l-ai mânat. Samagon. Singur l-ai făcut cu mâna. Singur l-ai făcut. Da. Voastră, mulțumim tare mult să fim sănătoși, mulțumim că ne-ați primit. Mulțumim de invitație. Noi suntem bucuroși de gazdă, că uitați, nici nu ne-am imaginat că o să trăim noi încă un Crăciun. Ce este ăsta ce l-avem aici? Felia asta de tort. Este tort de casă, tot făcut de mama. Deci, tort de casă. Tort de casă. Da. Aici avem piftie. Carne de rață sau de pui? Din cocoș. De cocoș, uite, piftie din carne de cocoș, așa îi spune la noi. Spune răcitură. Răcitură. Sau răcitură, și la noi în Ardeal, tot răcitură. La ei, Diana este din zona Francei. Chifteluțe. Da. Și aici ce aveți? Este carne franțuzească. Bătut, da? Da, bătută cu roșie și cu cheese, cum se numește. Mai avem aici de porc, fripturică de porc. Fripturică de porc. Aici sunt niște cârnați, cârnați de casă, tot. Așa. Așa. Salată beof. Asta e salată olivie a rusească, adică. Așa. Așa, da. Aici este cușma lui Guguță de care v-am povestit la un moment dat. Cușma lui Guguță. Și numele e foarte interesant, că tănuțul e senzațional. Și ce mai avem? Avem salată cu crap, dar nu știu cum se cheamă. Ce este acolo? Serios. Agică. Asta e. E foarte gătoasă. Muștar de casă, adică. Așa. E de sos, practic. Făcut cu altă rețetă. Roșii cu piperul roșu. Aici avem sărmăluțe care au o formă foarte diferită de ce cunoaștem noi. Da. A noi să prepară mai micuțe. Da, și tot așa, cu carne, cu orez. Da, da. Da, care fac cu carne, care fără carne. Și frunza, dacă e și de viță și de varză, da? Da. Ah, ok. Și cam așa. Bătută. Da, uite. Deci bătută, noi spunem șniță la ăsta. Bătută la noi. Bătută, se bate carnea, practic. Da, da, da. Asta. De asta se bătută. Să știi, bătjoc. Da, da, da. Avem cozonac, avem pâine de casă, avem... E o masă mare. Un sirop așa foarte bun, aș spune că e un fel de suc de compot. Da, e compot. Foarte bun e, dar e cel mai bun suc pe care l-am băut eu, pentru că nu beau sucuri, ăsta e senzațional, e delicios. Hai să și mâncăm. Am pornit ca să vestim nașterea din Viflaim. La casa românului, că-i seara Crăciunului. De ești gazdă până-n prag, noi te-om colinda cu drag. Să ai sărbători cu bine, să trăiești mulți ani creștine.
iadul colindă, care știu că e mai mândră. Și unde intră pe poartă, ca să-i binecuvântată. De ești gazdă până-n prag, noi te-om colinda cu drag. Să ai sărbători cu bine, să trăiești mulți ani creștine. Asta se numește cușma lui Guguță și o să vă arăt și o poză cu de unde vine denumirea asta, să vă povestim mâine mai multe. Să vedem, Dani, ce părere ai despre cușma lui Guguță? Păi deocamdată încă nu am nicio părere, că încă nu am gustat-o, dar am tot mâncat, să știți, au trecut vreo câteva ore de când am filmat ultimul cadru, am povestit de nu ne-am mai oprit, am râs, am aflat lucruri interesante și numai pentru asta facem filmare, că urmează să degustăm cușma lui Guguță, una dintre cele mai cunoscute prăjituri de aici din zonă și o să vă spunem imediat cum este. De fapt, o lăsăm pe Diana să o deguste, că știți că Diana e mai gurmand, așa, nu ca mine. Poftim! Hai să vedem ce spune Diana. Deci, tortul ăsta, adică cușma lui Guguță, este format din clătite, cu vișine în interior și cu smântână. Da, aici mi se aprobă din stânga-dreapta. E foarte bun. Smântâna asta este smântână pentru frișcă, cred că este, așa-i? Da, da, smântână, da. E foarte bună. Dată prin blender, da? Haideți să întrebăm mai bine cine s-a ocupat, să ne spuneți un pic dumneavoastră, spuneți-ne puțin, ia uitați aici, o bucătărea asta adevărată, să știți că n-am mâncat așa mâncare de mult, spuneți-ne ce conține cușma lui Guguță. Cușma lui Guguță și cum să vin, e din smântână cum, bătută cu zahăr și, nu există și blincic, dar cum spune, clătită. Clătită și cu vișine și ouă, lapte. Și multă dragoste, așa, nu-i așa da, în simție. Da, e un dragoste, da. De două zile înainte și după. Dragoste și acum să apucă să facă. Foarte bun. Deci chiar are un gust, nu aș ști să vi-l compar cu ceva, dar are un gust inedit și smântâna se simte, smântâna aia clasică cumva, e foarte bun. Adică da, smântână clasică, nici nu simți că e clătită cumva, că e o prăjitură în sine. Da, 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 e mulcuț, să știți că am băut la rachiu de... Despre, despre, mă cum de vă mai vorbesc. Despre țuică da? Ce ne spui, Diana, cât te fac? Despre da? Hai, ia, stai că te filmez. Hai ca să vă spun pentru că... Încă filmezi? Ai oprit? Da, nu, că nu am oprit. Okay. Eu sunt un foarte bun observator. Știți cum se întâmplă aici lucrurile ca să înțelegeți așa? Așa. Nu rămâi nebăut aici cu siguranță, dar știți cum se întâmplă? Lumea are un obicei tare frumos. Este o persoană care se ocupă de atmosferă. Deci persoana respectivă din start îți întinde mâna vi-l după pahar. Vi-l filmăm imediat. Imediat aflați și despre filmăm. El. Poftiți? El este Adrian. Și să vă spun cam cum face Adrian, să vedeți de ce moldovenii sunt așa de veseli. Adrian la un moment dat îți întinde mâna, tu fără să ai niciun fel de așteptare, tu întinzi paharul și ți se întoarce paharul înapoi și Adrian are grijă ca toată seara paharul tot să fie plin. Deci cam ăsta este secretul la moldoveni, să știți. Ești și foarte la vesel. La noi ăsta se cheamă dar. Dar, am primit la dar în seara asta, vă spun sincer, de sper să mai găsesc butonul de rec până acolo. Dar nu ne displace absolut deloc, să știți. Vă ținem la curent cu ce mai aflăm, e incredibil ce am reușit ca să găsim într-o casă simplă cu oameni frumoși, cât de multă bunătate și ce tradiții frumoase am reușit să găsim. Vă mai spunem altele mai târziu. Dacă mai pot să vorbești. Da, sigur că pot, Diana, că mai mănânc și un pic de cușma lui Guguță. Da, să dacă îți mănânci cușma lui Guguță și îți mântâne, de dânsa îți trezești. Deja altfel, da, azi. Ce ai acolo, Diana? Ce ai găsit? O pușoșenie, uite. Teddy. Teddy să numești. Ce frumos e. Teddy. E foarte drăgălaș. Teddy, e haroșe. Uite, dai un cârnaț să ne arăți și nouă la cameră cum arată el. Dă-i o cățică de carne. Dă-i o cățică de carne și de aici. Nu, Romina! Micuță, așa că după aceea se neacă dacă nu. Hai să vedem. Pot ete. Nu, nu prusești, nu vorbi prusești, pentru că nu înțelegi prusești. Opa! E greu. Îi place carnea. Aici se cunește toată lumea. Carne groaie. Și de lut, așa, de fiuret, știi, și găluș care a făcut carne de oaie și nu prea mânca lumea. A noastră nu mâncau, civilizații. A, dar pe jos, prin casă era dat cu lut cu baligă de oaie.
Și brâi tras așa la căsuț, tot așa, tot cu brâi, tot cu varic de oaie pe acolo, așa. Scoală în așa-i mari, să facă eselie, că dacă nu scoală la noi, nu în așa-i mari, pe aici, la noi, și nu o joacă. Nu așa-i obicei. Noi iesem în muntă și trebuie după dâns scoală de altă muntă. Scoală, în așa mea era nu mare, scoală, și noi după dânsa, dar ei, tăți, când am venit, dar știi așa, omul și mie, omul și mie. Și mâncau răsărită la masă. Când o șer pot răzvârli cu căstroanele de lut pe noi, apucare prin chept, așa spuneau. Galuști în jerea carne și zice, oaie, ne-o unț! Unul a pus așa două deste în gură, și zice, soc șernic! Ce bata este? Aici avem o răcitură de cocoș. Asta e preferata mea, am tot mâncat din ea. Adică am mâncat din alta. Ai tot mâncat, Diana, că... n-ai dreptate că ai tot mâncat în seara asta. E foarte bună, e foarte bună, chiar e bună. Așa că mai continui cu ea. De anul nou, practic, că urmează anul nou pe data de 15 la 14. Anul nou pe vieți, sunt o lasă. Da. De când suntem noi în familie și în divorț, noi ceva, eu mă tare iubesc anul nou ca Crăciun, dacă credeți. Serios? Anul nou sărbătorești. De anul nou eu mai multă mâncare fac. Mergi cu curatul mai multe decât asta. Da, mai multă decât dacă mâine aș fac. 14 să mergi cu samana. Fac masă așa de cât eu mai mult fac. Fac anul nou, cu mai tare îmi place. 13 să mergi. Pentru mine anul nou, nu știu ce, ca o... Nu mă ții, nu știu. E că întotdeauna eu nu că cred în Moș Crăciun și nepoți că mie azi cred în câte cred cu mulți ani. Pentru că mă s-au crezut până mi-a spus Dana că noi. E că ce faci, Diana, mai poți? Așa se încheie o seară pe cinste. Ne-am distrat copios, a fost o seară minunată. Deci, sincer, felicitări, dragi moldoveni. Nu știu dacă toți sunteți la fel, dar a fost extraordinar pentru noi. Suntem chiar acasă, la oameni. Am rămas aici peste noapte și a fost o surpriză plăcută. Adică, așa, atâta ospitalitate mai rar și așa oameni faini mai rar. Deci, ne revedem mâine dimineață. Mâine dimineață facem o degustare a bomboanelor Bucuria. Până una alta, eu am aflat că aici, în Moldova, dacă nu mănânci și nu bei, e lipsă de respect. După cum vedeți, m-am... Conformat. Vrem să dormim acum, încheiem vlogul nostru aici. Nu uitați, bilet de vacanță. Păi cum, degustarea aia nu o facem tot pe vlogul ăsta, nu o facem. Nu, ne culcăm. Bine, și mai vedem mâine ce urmează, că am înțeles că urmează lucruri interesante. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit, mulțumim pentru tot, oameni faini. Deja e ora 12 la noi, suntem praf pentru că am vorbit atât de mult. Și am auzit atât de multe lucruri interesante, asta înseamnă să... immerse in the culture, să-i spunem așa. Să te... Adică să te imersezi în cultură, în traducere. Da, foarte interesant. Foarte interesant și să știți că nimic din ceea ce vedeți la televizor nu este adevărat. Până data viitoare, ne vedem pe bilet de vacanță.